Nicu Ceaușescu și declarația lui vizionară, dacă putem spune așa, nici în 20 de ani nu veți reuși să zugrăviți ce a construit tata. Declarația din 20 iulie 1992 a lui Nicu Ceaușescu la procesul pe care l-avea nu este o simplă declarație, ci aduce pe alocuri atestament pentru generațiile viitoare. Își alesese o poezie pe care urma să o spună în instanță. Poezia era a lui Nichita Stănescu, pe care îl iubea nespus și ale cărui poezii le știa pe de rost. N-a mai spus poezia. Bolnav, deși viața părea să nu mai aibă niciun sens pentru el, nu voia să rămână în istorie drept un criminal bețiv și afemeiat. Tocmai de aceea a ascuns, subtil, printre cuvintele riguroase, cuvinte cu iz testamentar. Iată ce a spus în instanță. Domnule președinte, onorată instanță, parafrazându-i pe antici, aș spune că trebuie făcut totul pentru aflarea adevărului. Vreau să cred că acest lucru mai este valabil și astăzi, deși multe demonstrează contrariul. Nu vreau să intru în amănunte, că sunt bine cunoscute. După cum știți, procesul aflat astăzi pe rolul Curții Supreme de Justiție este un proces esențialmente politic, prin care se dorește condamnarea mea, indiferent de încadrare, dar să fiu condamnat. În cele ce urmează voi prezenta o serie de argumente în susținerea acestei aserțiuni, sublinind unele întâmplări, cel puțin ciudate, prezentate în acest caz. În perioada procesului, lui Nicu Ceaușescu i s-a atribuit și remarca potrivit căreia noi conducători ai României nu vor fi în stare să se ridice la nivelul părintelui său, mai ales din punct de vedere al infrastructurii. Nici în 20 de ani nu veți reuși să zugrăviți ceea ce a construit tata, dar îmite să construiți ceva nou, a spus Nicu Ceaușescu la proces. Cum fiecare e liber să judece după cum crede de cuviință, au trecut 29 de ani de la aceste declarații, nu numai că nu s-a zugrăvit, dar s-a și distrus. A avut vreo logică distrugerea, trebuia să se procedeze ca în alte țări, să se pune sigiliu și când putea cineva să dea în funcțiune acele combinate, acele fabrici, canalele de irigații care s-au distrus, totul s-a distrus sistematizat printr-o mare înșelăciune, acea cuponiadă, dacă vă aduceți bine aminte. Spunea că cineva, acum un an sau doi, că trebuie reindustrializată România. S-a trezit acum din somnul cel de moarte, domnul ministru, nu-i dau numele. Așadar, fiecare să judece după cum crede de cuviință. A, și era să uit, nu este important dacă sunteți de acord sau nu cu părerea mea. Părerea mea v-am mai spus-o. L-au judecat pe Ceaușescu pentru subminarea economiei naționale, însă cei care au subminat cu adevărat economia națională sunt cei care au distrus toate fabricile și uzinele pentru comisioane grase, s-au îmbogățit pentru 7 generații cel puțin. Au făcut un an, doi de pușcărie, dar banii le-au rămas în conturi. Și mulți nici n-au făcut deloc pușcărie. Așadar, atâta vreme cât comentariile sunt cu bun simț, fără jigniri, fără injurii, eu le apreciez și pe cele pro și pe cele contra. Fiecare este liber să își exprime opinia. Ceaușescu a avut și părțile lui bune și părțile lui rele, însă în comparație cu cei care au venit după el, a fost un mare patriot, iar mulți dintre cei care au venit au fost trădători.